PSD ar fi scăzut sub 25% în intențiile de vot, arată un sondaj realizat de IMAS la comanda USR. Urmează la mică distanță PNL în ușoară creștere, iar pe locul 3 s-ar situa USR, aflat și el în ușoară creștere. Potrivit sondajului, scorurile partidelor la acest moment sunt PSD 24,9%, PNL 23,3%, USR 14,8%, ALDE 11,7%, MRE 8,2%, UDMR 5,8%. PRM 2,4% PMP 2,1% de 2% PRU 0,3% alte partide 4,4%. Potrivit unor precizări ale unor reprezentanți USR, sondajul a fost realizat în noiembrie pe un eșantion de 1010 persoane prin metoda CATI prin telefon. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Interesant este și faptul că partidul lui Victor Ponta Pro România care a reușit să ajungă la 16 parlamentari pe listele PSD și ALDE nu apare în acest sondaj. O cercetare IMAS din luna octombrie indică o intenție de vot de 27,6% pentru PSD, 21,9% pentru PNL, 13,1% pentru USR și 10,6% ALDE.